Început să apară în tabăra social-democraților încă din prima parte a zilei, când parlamentarii PSD au început să anunțe unul după altul că nu pot participa. Însoțit de toți parlamentarii pro-România, Victor Ponta a acuzat din nou înțelegere PNL-PSD. Este un blat, domnul da, Ponta? Când văd șmenarii de la PSD, care zic că sunt lider de grup, dar se ocupă de vândut voturi, dar încă cred. Ședința a început cu numai 170 din 233 de parlamentari necesari pentru cvorum, așa că fiecare grup s-a întors să-și numere aleșii prezenți. Am început furtunos, cu o pauză de o oră, toată lumea la grupurile parlamentare. Din punctul meu de vedere, moțiunea este consumată. Din punctul nostru de vedere, o moțiune în afara cadrului constituțional și mi se pare firesc ca ea să nu se dezbate, să nu fie votată. Până la urmă, socialdemocrații au decis să facă un apel nominal pentru a identifica absenții. Am să propun Comitetului Politic Național excluderea acelor trei foști colegi ai mei. Inclusiv acelor care sunt bolnavi. Nu e niciunul bolnav. 4 prezenți. Deci din 10, 9 absenți și un prezent. Niciunul dintre noi nu votăm. Din 17 persoane sunt 17 absenți. Din 21 de membri, un absent. Din grupurile UDMR nu este nimeni prezent, dar în cazul în care va fi quorum, vom fi prezenți la vot și nu vom vota. Niciun membru al grupului nu va contribui către quorumul acestei ședințe. Nu asigurăm quorum, nu votăm. Doamna senator Dan Carmen Daniela, absent. Domnul senator Diaconescu Renică. Doamna senator Pațurcă Roxana Natalia, absent. Todor Adrian. Todor Adrian, absent. Tripa Florin Dacura Oprescu. Rădulescu Cătălin Marian, absent. Basilica Radu Costi. Velcea Nicolae. Ciocan Dan, absent. Controlați partidul pe care îl conduceți? După cum vedeți, da. Eu v-am spus că dacă se va da vot pe moțiune, vom avea 250 de voturi. Astăzi nu s-a dat un vot pe moțiune. Reluarea votului pentru această moțiune este puțin probabilă. Există semne de întrebare privind constituționalitatea unui vot întârziat. Dacă mă întrebați pe mine, și asta e poziția mea, cred că în acest moment nu mai e oportună o discuție pe tema aceasta. Cred că a discuta despre o nouă moțiune este mult prea devreme. Nu găsesc oportun ca această moțiune depusă în sesiune extraordinară să fie dezbătută într-o altă sesiune. După eșecul moțiunii depuse în sesiunea extraordinară, liderul PSD, Marcel Ciolacu, amenință cu excluderea membrilor PSD care au lipsit de la ședința de azi. Au lipsit, după cum ați văzut, 3 medicali și 2 nemotivați. Îmi susțin în continuare părerea, voi supune Consiliului Național Politic excluderea tuturor celor 5 și a lipsit cineva și de la ALDE, de la Pro-România.